Salut! Sunt la Tâncăbești de data aceasta, o partidă oarecum rapidă, o partidă ce a început ieri după masă, pescuiesc plantat, sunt pe pontonul Naie și Sec, am decis să abordez destul de primăvăratic partida, chiar dacă suntem oarecum aproape de 1 mai, pentru că peștii nu s-au hrănit foarte bine primăvara asta aici la Tâncăbești. Ca și monturi am ales niște prezentări pe care eu le consider foarte potrivite primăvara, și anume Ronnie Rig. De ce? Single pop-up-urile de mici dimensiune, și putea spune, pentru că folosesc pop-up-uri de 14, sunt indicate în perioadele când peștii se hrănesc oarecum apatic. Așadar, folosesc Ronnie Rig. Folosesc o prezentare cu fir cămășuit. Ei bine, un săculeț solubil atașat monturii și o mână de boile suri atunci când plantez. Se pare că a funcționat strategia, am plantat lansetele ieri după masă. Aseară am avut un pește, un amur, deloc surprinzător dacă ne gândim la prezentare, la montură, dar totuși surprinzător pentru că apa e încă rece, chiar dacă afară e soare. Am avut un amur undeva la 19 kg, trecut de 19 kg, și noaptea mi-a adus alți doi pești, unul dintre ei un pește superb, pe care o să-l vedeți și voi. Este o oglindă cu câțiva solzi, un spaniol dacă vreți. Este un pește pe care îl cunosc pentru că acum este a treia oară când îl prind. 21 de kg și 800 de grame. Se pare că peștii au devenit activi sau că prezentarea mea este exact ce trebuie în momentul ăsta. Ca și montaj folosesc un ansamblu destul de simplu, am un plumb, gripa, de 142 de grame, este greutatea pe care o folosesc în mod normal atunci când plantez relativ aproape. Am un segment de 50 de centimetri de submergi, este un înlocuitor al ledcorului, un textil foarte greu, foarte dens, care se mulează foarte bine pe substrat. Am aici o agrafă rapidă, voi atașa montura, un anti-tangle sleeve long, sunt preferatele mele, și o să plantez. De cele mai multe ori, varianta câștigătoare aici la Tâncăbești este plantatul chiar la buza stufului, la plaur, așa cum îl denumim. Peștii găsesc adăpost și hrană sub plaur. Plaurul este o insuliță de stuf care plutește. Peștii găsesc adăpost și hrană sub plaur și, evident, acolo ne e cel mai la îndemână să-i prindem. Locul de pescuit, o să plantez și o să vă arăt pe exact modul în care o fac, cum pun montura pe substrat, cât nădesc, cum nădesc, absolut toate detaliile care au dus până acum la capturarea peștilor. Rapid am prins niște pești, unul dintre ei un pește foarte, foarte drăguț pe care îl și cunosc. Mă bucur că e aici, un pește teritorial, pentru că de fiecare dată l-am prins aici pe același loc și se pare că am reușit să-l păcălesc de fiecare dată, deci e bine ce fac. Mă poziționez în locul din care pot să pun montura unde consider că e bine. Am săculețul solubil atașat. Zona
Este undeva aici lângă vârful Bușteanului. Montura mea ajunge pe substrat, apa nu e adâncă. Montura mea ajunge pe substrat și cu o scurtă mișcare o țopă iodată, astfel încât plumbul să se îndepărteze de săculețul solubil. Am simțit astfel cu plumbul dacă substratul este relativ curat. Trebuie să fie fundul oarecum tare aici, în zona care mă interesează pe mine. Montura este plantată, m-am depărtat un pic de zonă, încerc să mă repoziționez și să nădesc un pic. Am aici un mix de boilesuri, o mână, două mâini și asta e tot. Merg ușor spre mal. Greutatea plumbului și faptul că este un plumb gripa mă ajută foarte tare să nu mișc montura de pe substrat atunci când plec spre mal. E foarte important ca montura să rămână fix acolo, pentru că în momentul în care o tărâm, fie și 3 cm, riscăm ca vârful cârligului să agațe mizerii de pe substrat. Astfel riscăm să acoperim momeala cu cu iarbă, spre exemplu, și să acoperim vârful cârligului, astfel montura poate deveni ineficientă. Totodată e important ca firul să fie tensionat atunci când mergem spre mal. Eu obișnuiesc să-l tensionez un pic cu degetul. E important pentru că nu vreau să am așa zisa burtă în momentul în care ajung spre mal. Vreau firul să fie cât se poate de drept, să am contact direct cu peștele în momentul trăsăturii. În câteva cuvinte, cam asta presupune pescuitul plantat cu barca, varianta pe care eu o prefer. Evident că aici sunt doar câteva din practicile pe care cu toții le folosim când plantăm cu barca. Este, în schimb, ceea ce se potrivește și ceea ce îmi trebuie în situația de față, pentru că există, evident, situații în care pescuitul poate să fie un pic mai complicat decât atât. Evident, există și varianta când plantăm cu navomodelul și acolo lucrurile sunt un pic mai simple. Varianta de Roni Rig pe care am ales-o de data asta este Roni Spinner Rig, cârlige pentru Roni gata legate. Am ales numărul 6 pentru că se echilibrează perfect cu pop-up-urile de 14 mm pe care le-am folosit în partida asta. Cred că este o variantă ideală. Câștigați timp și 100% monturile voastre sunt eficiente. Uf, 21 de kg 800 mușchi, un pește senzațional. Credeam că apa e încă rece și peștii sunt apatici. Ei bine, drill-ul a fost unul destul de intens. E un pește super pe care îl cunosc, e a treia oară când îl prind. Mă bucur foarte tare că e aici, în același loc. Deci asta e căsuța lui și abia aștept să-i urmăresc evoluția, pentru că am prost obicei să contorizez peștii peste 20 de kg aici la Tâncăbești și o să urmăresc să văd cât s-a îngrășat peștele ăsta superb.
Asta e al treilea pește al partidei. Partida începută ieri după masă. Un pic surprins pentru că am prins doi amuri, unul mare de peste 19 kg și acesta care are 15 kg, în jur de 15 kg. Nu mă așteptam să prind doi amuri, sincer. Mă așteptam să fie ceva mai activ crapul și nu amurul, dar mă bucur foarte tare că am reușit să prind trei pești, mari toți trei, 19, 21800 și acesta de 15 kg. O partidă rapidă pe fast forward. Am localizat bine peștii. Varianta de prezentare Roni a funcționat foarte bine. Am prins trei pești, poate neașteptat oarecum. Mă bucur foarte tare și abia aștept să mă pregătesc pentru următoarea partidă.